fel de instituție o fi asta? Este o instituție liniștită, unde viața se desfășoară domol, fără zguduiri. Aci fiecare știe ce are de făcut. Totul este prevăzut și pus la punct. Directorul vine la birou la o oră fixă. La registratură sosește zilnic corespondență în teancuri. Secretariatul repartizează celor în drept. Cei în drept studiază problemele, alcătuiesc referate, întocmesc situații. E sfârșit de trimestru. În sala de consiliu a direcției se țin cu regularitate ședințele de analiză a muncii. Se adună toți șefii de serviciu, președintele sindicatului, secretarul organizației de bază și, bineînțeles, directorul, care prezidează și dă cuvântul pe rând. Fiecare se scoală și raportează. La noi a fost așa și pe dincolo, iar planul am îndeplinit 100%. Apoi se scoală altul și planul am îndeplinit 100% și ceva în plus. Apoi altul și altul, până termină toți de dat raportul. Președintele sindicatului face apoi o informare asupra situației întrecerilor socialiste, din care rezultă că în trimestrul care s-a scurs, numărul salariaților care a fost cuprins de întreceri a mai crescut cu câteva procente. La urmă, directorul mulțumește la toți și felicită pe cei care au mai multe procente peste 100. Mustră pe alții, pentru că nu reușesc să facă altă ispravă decât să împlinească 100% în cap. Apoi cere celor prezenți să facă în cel mai scurt timp propunerile de premiere, se fixează data adunării festive cu toți salariații pentru înmânarea premiilor și se ridică ședința, ordinea de zi fiind cu desăvârșire sleită. Ia seama ce facem, scoți ochii cu buruienile dumitale. Unde vezi mata buruiene? Astea sunt răsaduri de varză. Pardon. Avansați, vă rog. Nu pot, că sunt în spațiu, că barca pe valuri. Merge valul, merg și eu. Nenăcuri! Nenăcostică! Ce întâmplare! Adevărat, ce întâmplare! Nu ne-am mai văzut de un car de ani. De când lucram împreună. Ce vremuri! Tot acolo lucrezi? Nu, m-am schimbat. Unde? Lucrez de aproape un an la DRFB. Adică la DRG pe... În sfârșit, la DRG... E ce de la... DRG... PP? Ce-i asta? DRG PP, frate! Aoleu! Ce? M-am uitat scobor la stați. Iar am întârziat. La revedere, la revedere. Stai, nenșor, scâne-mea! Vino duminică la noi la masă, mâncăm, spune! Tot acolo stai? Tot acolo. Dincolo de barieră? S-a ridicat? De mult? De? Că la teasă, se cumpără sardurile astea de varză. Pe o mânere acostică. Așa. Așa. Așa, și pe dincolo, uite așa. Director, e ultimul termen când... Nu-i scălesc. Am controlat personal toate datele. Am spus că nu-i scălesc și gata, orice discuție e de prisos. Suntem în întrecere, tovarășe director. Ia-o de aici. Tovarășe director. Am spus ia-o de aici, n-ai controlat. Ia-o. Suntem o instituție cultă, tovarășe. Tovarășe. Cultă.
Ce or să zică cei de la minister când au primit de la mine o hârtie unde scrie în loc de carton gudronat, cartof gudronat? Corectez acum. Ia-o și du-te. Am terminat cu dumneata pe ziua de azi. Ia loc. Ce vrei? Cum am spus, pentru o viză. E târziu. Aș, târziu. Dacă pui mata viza, am timp să trec pe la aprovizionare, să facă formele. N-ai timp, azi mâncăm mai devreme. Avem adunarea festivă cu premiile. Adunarea festivă se ține în sala cantinei. Oamenii n-au terminat bine și fetele încep curățenia la repezeală. Unii pleacă, alții rămân. Acasă, să pun varză, că am cumpărat azi dimineață răsadurile astea și să usucă. Bine, dar atunci vine adunarea cu premii. Ei, și? Doar nu o să mă premieze pe mine. Eu sunt mulțumit că lumea nu mă bagă în seamă și nu se leagă de mine. Nu alerg după premii. Stai, frate, că trimestrul ăsta sunteți voi la rând, biblioteca, planificarea și noi de la registratură. Nu se poate să nu fii de față, îți mai rătăcește careva prim. Nu mă trage în ispită, că mi se usucă răsadurile și am dat pe ele ultimii bani de la chenzină. Lasă-le pustia de răsadă, toarnă pe ele puțină apă, mâine ai cu ce să-ți cumperi și altele, crede-mă, știu eu cum e rânduială. La urma urmei, eu mi-am văzut de treabă și n-am stat nimănui în cale. De ce la o adică să nu mă premieze și pe mine? În fund, pe o estradă, se așează câteva mese una lângă alta. Se acoperă cu o pânză roșie, se pun câteva ghivece de flori, o sticlă de whisky și câteva pahare, scaunele și cam asta. Tovarăși, ne-am adunat astăzi, potrivit obiceiului statornicit, în tradiție... Dacă îmi dă, să zicem, 100 de lei, mai cumpăr răsaduri, ia o pereche de sandale lui fiul meu cel mare și nevestii un batic. Dar dacă îmi dă, să zicem, 200 de lei, cu 200 de lei pot să cumpăr și răsaduri, sandale la amândoi băieții, iar nevestii chiar un imprimeu de rochie. Rămâne și ceva rest. Instituția noastră, ale căror eforturi au reprezentat o contribuție deosebită. Tovarășul șef de serviciu Anton Constantinescu, pentru buna conducere și organizare a bibliotecii. Tovarășul Gheorghe Treandafil, șef bibliotecar, pentru ordinea de care a dat dovadă în ținerea cartotecii. Eh, ai văzut biblioteca? Tovarășul Enache Stănoi, șeful serviciului de planificare, pentru aducerea la bun sfârșit a sarcinilor de plan. Planificare. Dracule, hahaler, ești Ionescule, de unde le știi pe toate? Sunt de 3 ani aici, cunosc. Tovarășul referent Vasile Dobrescu, de la serviciul de planificare, pentru activitatea depusă. Ilie Nicolau, referent, pentru felul cum aș pus să-și însușească lucrările, deși e nou în serviciu și tânăr absolvent.
Gheorghe Ciubuc. Ciubuc? Referent tehnic. Pentru ținerea lucrărilor la zi și punctualitate în serviciu. Fabian, dactilografă, pentru munca depusă la încheierea sfârșitului de trimestru. Ce spunea Ionescule? Ce spunea că am putut să mă premiază? A zis ceva de lucrări la zi, de punctualitate în serviciu. Dacă sunt hârtii de 25, mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Trebuie să fie cel puțin 300 de lei. Dar dacă sute, nu mai dau pe la slujbă o săptămână. Scot adeverință de la medic și mă duc la Tușa la țară să cumpăr un porc. 47 lei. 43 bani. De ce și 43 de bani? Mă arunți și nu ajunge nici pentru o distanță de autobuz. Pentru 47 de lei și 43 de bani am asudat prea mult. Ce să fac cu bani? Banii, mulți, puțini, trebuiesc cheltuiți cu socoteală. Care asigură multiplicarea tuturor circularilor și instrucțiunilor la timp și în bune condiții. Tănase Florescu. Nu-i prezent Tănase Florescu? Să ia care va plic. Bine. Tovarăș, ECA Direcțiunea mă premiază acum la sfârșitul trimestrului. Nu am nevoie de premiu. Luați-l, mă rog, înapoi. Dar știi, la noi... Știu. La noi se obișnuiește așa. Pe rând că la moară. Fiecare să se înfrupte puțin tel din fondul premial. Dar mie mi s-a acri de regulă asta. Stau și mă uit în fața voastră, tovarăși, și mă întreb. Ce-am făcut să merit premiul? Mă întreb și de alții. Bravo! Dă-i înainte, tovarășe! Nu turburați ordinea adunării, vă rog. Tovarășul Florescu. Dumneata, demobilizezi oamenii, desconsiderând o măsură atât de importantă pentru stimularea muncii ca sistemul nostru premial. Aud? Vreau să spun că dumneata ai adus o contribuție de seamă la îndeplinirea planului în instituția noastră. Dumneata, împreună cu ceilalți salariați din secția imprimate, ați asigurat multiplicarea la timp și în bune condiții a tuturor instrucțiunilor și circularilor direcțiunii. Datorită dumneavoastră, fiecare serviciu și-a îndeplinit planul, trimițând pe teren toate circularele. Arzelear focul de circulări! Pentru asta să mă primesc! Păi știți ce zic oamenii din regiuni? Să vă spun! Nu e cazul acum, altă dată. E adunare festivă. Și ce dacă e adunare festivă? Lăsați omul să spună ce are de spus. Spune, moșule. Să vorbească, moștănase. Moștănase. Medică. Iată. Mai zilele trecute, a nimerit din greșeală la noi în secție unul de la Iași sau de la Bacău. Venise la București să rătăcise în clădire. Avea omul un năduf cu planificarea sau aprovizionarea, nu mai țin minte. S-a uitat la mașinile noastre cum zbârnie, cum înghiți hârtie albă pe o parte și o scoate părită pe cealaltă. A privit omul și s-a minunat. Ce faceți voi aici? A întrebat el. Păi nu vezi? I-am răspuns eu. Tragem circulări la mașină. Înțeleg. Trebuie că aveți mult de lucru. Avem, nu ne plângem. Până la prânz trebuie să mai tragem încă patru, afară de ăsta care e de mașină. Tovarășul s-a apropiat de mașini și a început să le privească cu atenție. Mașinile astea, mă întrebă el după ce privi-o în timp, nu se strică niciodată? Cum o să se strice? Ne îngrijim.
Dar când se întrerupe curentul, ce faceți? Uzina merge ca ceasornicul. Nu se întrerupe curentul niciodată. Păcat! Cum? Zic eu și-l privesc bănuitor. Păcat, mai zice el odată. Dacă s-ar întrerupe curentul, am putea și noi să ne apucăm de lucru. Nu înțeleg cum vine vorba asta. Și mă apropii de el, făcând semn la vreo doi tovarăși și să ție la ușă ca să nu scape. Te faci că nu înțelegi, zice el. Știi câte instrucțiuni și circulări ai tras cu mașinile astea numai luna trecută? Sunt însemnate în cuantica de evidență. Le-am tras pe toate cât li s-a dat, la timp, fără întârziere. Am lucrat și noaptea când a fost nevoie. Dar la noi te-ai gândit? Cum adică să mă gândesc la voi? Uite, numai luna trecută am primit de la centrală 72, în total 650 de pagini. Când să le citim, să le prelucrăm și să le transmitem la raioane. Acum te-ai lămurit? Ce să spun? M-am lămurit. Ei, atunci arată-mi cum dau de planificare. Că pe urmă la aprovizionare, mă îndrumă ei. I-am arătat și s-a dus. Iar noi am rămas cu gurile căscate, uitându-ne la mașinile noastre care zbârnăiau parcă mai cu foc și scoteau hârtiile tipărite, teancuri, teancuri. Premiul să-mi dați pentru asta, mă lipsesc. Bravo! Bravo! Ai zis-o bine, tovarășe Florescu! Așa e! Liniște, vă rog. Dacă tovarășul Florescu se socoate neîndreptățit la premiu, se cheamă că a greșit cine l-a propus. Poate că el știe și o metodă de îndrumat organele de teren fără circulări și instrucțiuni. Să ne-o spună și nouă. Dar oamenii de ce vorbesc așa? Poate nu ar fi trebuit de atâtea. Să nu ne luăm după cine știe ce elemente înapoiate. Direcțiunea va analiza chestiunea și va lua măsuri, dacă va fi cazul. Să continuăm, tovarăși. Următorul pe listă este tovarășul Marin Gheorghe, tot de la imprimate. Tovarășul Marin Gheorghe, dând dovadă de un zel deosebit... Lăsați, tovarășe director, nu vă mai osteriți. Cum să spun, eu gândesc tot așa ca și tovarășul Tănase Florescu. Dar nu mă pricep să le spun așa bine. N-am nevoie de premiu. Asta e. Bravo! Bravo! Liniște, vă rog. Bine, o să discutăm și acest caz. Următorul pe listă este tovarășa Paraschiva Simion. Tovarășa Paraschiva Simion, în cursul trimestrului expirat... N-am făcut nimic mai de ispravă. Am ajutat direcția să-mi proaște provincia cu hârtii. Nu primesc premiu. Va să zic că e vorba de o acțiune organizată împotriva direcțiunii. În cazul acesta nu e nicio acțiune organizată. Eu am primit premiu. Dar ascultând ce spunea tovarășul Florescu, mi-am dat seama că nu l-am primit pe drept. Renunț la premiu. Bravo! Bravo! Gheorghe, ia-ți picioarele la spinare cât mai e timp, că de nu, nu o să mai ai ce chibri cu nevasta acasă. Nu țipa așa, tovarășe, că nu ești la timp! Stai, nene, ce s-a întâmplat? Prea e tără, băi, găsesc mâine plicul la contabilită. Ce să zic, a fost o adunare festivă de pomină. Cu Tănase Florescu ăsta nu ia bună. Ce o să faci acum? Cine, directorul? Nu, frate, mă, ăsta Tănase. Poți să știi? Ce îndrăzneală să se ia de pe cu Coscogeamite, director. De? Dar dumneata până una alta ești bun de cinste. Fugi, omule, mă duc acasă, am treabă. Un păcăre, nene, că nu se face gaură în face? Nu se face. Altădată, Ionescu, acum sunt cam răscolit. Ce dorici? Te rog să ne aduci... Ce e de făcut? Trebuie să luăm repede o hotărâre cu privire la bani. Cu privire la ce bani, mă rog? Știți, banii din fondul premial. Instrucțiunile spun că până la 15 ale lunii următoare apoi să vați. Adică dumneata ce propui, să facem noi premieri? Așa, așa. Ce-a ieșit din minți, tovarăși? Dumnealui nu i-a fost destul. Mai vrea premieri? E păcat de bancă, se pierd. Dumneata n-ai tras nicio învățătură din cele petrecute la adunare. Situația este foarte serioasă, tovarăși. Oamenii au început să ia atitudine. Va trebui să analizăm lucrurile, să ne facem o serioasă autocritică. Asta așa e. Singura soluție e autocritica. O autocritică severă, necruțătoare. Să nu ne pripim cu autocritica. Să analizăm lucrurile, de acord. Dar să nu ne repezim așa dintr-o dată la autocritică. Aici a fost o acțiune anume organizată ca să compromită direcția. Trebuie să dăm de firul ei.
Vigilență! Tovarășe director, de data asta... Se cheamă că toată lumea e pentru autocritică. Absolut! Numai autocritica ne poate scoate din încurcătură. Și dumneata ești pentru autocritică? Nu, nu, dumneata. Da, natural, și eu. Cum s-ar putea să nu fiu pentru autocritică? Dar e păcat de bani că să pierd. Nu, că să dracului de bani. Parcă asta e important acum. Va să zică autocritică pe toată linia. Bine. Va trebui să facem un raport. Dumneata trebuie să-l faci. În fața adunării generale a sindicatului. Nu se poate, tovarășe, venea așa hodoronc, tronc, cu astfel de probleme în fața adunării generale. E destul dacă conducerea analizează lucrurile și ia poziția autocritică în colectivul factorilor de răspundere a instituției. Lucru se va ști. Astea unde le pui? Ai loc? Am loc lângă casă. Stai bine? Nu mă plâng. Beata soacră mea dat de zi casă bună, încăpătoare, cu un petec de grădină la marginea Bucureștiului. Cum se cade, soacră? Mi-a dat-o însă goală pe dinăuntru, fără măcar un scaun pe care să te așezi. E singurul cui bătut în peretele dinspre soare, răsare, în odaia unde spunea că e bine să faci în dormitorul, a atârnat icoana cu vioasei Paraschiva. Să ai grijă de casă și de fată și să asculți povețele cu vioasei, că o să-ți meargă toate în plin. Și cum terminați, veni jos, vă duc acasă cu mașina. La revedere. Vă salută, vă. Tovarășe, cheamă te rog pe șeful secretariatului. În legătură cu cele întâmplate azi la adunare, va trebui să fac un raport autocritic. Pe dumneata te-aș ruga, știi? S-ar că tu ești un mic punctaj. Faci un mic punctaj ca de obicei. Ceva mai larg. Dar vezi să fie gata repede. Până mâine la prânz e bine? E foarte bine. Mâine la prânz o să-l aveți gata. Bun. Ce vreau să vă întreb? Aha. Cine dracu să fie fetișcana aceea? Îmi vine mereu un cap strigătelii de bravo, bravo. A furisit pe coțofană, dacă nu sărea ea, rămânea singur, tănasă Florescu, mofluns de premiu. Și eu m-am întrebat cine-o fi, dar nu mi-amintesc unde a fost repartizat. Nici eu nu știu unde o fi lucrând. Când o să încetez odată sistemul ăsta? Să angajează în instituție oameni de rostul cărora nu știe nici șeful cadrelor, nici președintele sindicatului, nici directorul. Când dracu să le mai citești pe toate și broșurile câte apar, fel de fel de probleme cu care trebuie să te ții la curent. Și pe deasupra mai vin de la ministere și comisiuni, ordine, instrucțiuni, circulări cu duiumul. Cum să mai dovedească omul? Într-un anumit fel avea dreptate Tănase. Nu e ușor să conduci o instituție în zilele noastre. Mă căutați pe mine. Da, adică nu. Păcat. Cum păcat? Ce fel de păcat? Ai să plătești scump bătaia asta de joc. O să vedem noi cine o să plătească scump până la urmă. La cine face aluzie, mă rog? La unii muncitori scoși din producție, care s-au molipsit de boala birocraticului. Insulți clasa muncitoare? Dumneata insulți clasa muncitoare, prin purtarea de fiecare zi. Faci atâta caz că ai fost ridicat în muncă de jos din uzină, încât ai și uitat că n-ai fost niciodată muncitor. Cel mai magazioner și apoi împegat de birou. Bine, ascultă, dar în sfârșit dumneata cine ești? Sunt o viziune a conștiinței dumitale, tulburi și neliniștite. Nu te gândești la răspunderea pe care o ai, ci numai la avantajele pe care ți le asigură situația. Te-ai aristocratizat și ai devenit un fumurat periculos. Am să trag una câte una de sub tine pernele pe care ți-ai așternut culcușul moale. O să te izbești de mine la fiecare pas. Da, da, trebuie să realizez o cotitură în muncă. Și în atitudinile mele față de oameni și în viața mea personală. N-am să mai dau cu apă de colonie pe piept.
N-am să mai trimit femeia de serviciu cu mașina instituției după cumpărături la piață. Și nici nevestina să-i mai dau mașina. Fie ce-o fi. Pleacul. Te gândești numai la pleacul. Nu ești în stare să vezi esențial. Aici trebuie lucrat cu măturoiul cel mare și trebuie început cu dumneata ca să te trezești. Ajunge! 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 Ce vrei cu asta? Am venit să mătur. Pe cine să mătur? Ce să mătur? În sufragerie. Acum ți-ai găsit să vii cu mătura? Să vezi ce mi s-a întâmplat. Adică mi-a povestit cineva. În sfârșit, dumneata, crezi în vise? Glumiți, tovarăși director, sunt conștient. Ai dreptate. Am să-ți povestesc ceva cu totul neobișnuit. Să vezi, aseară... După ședința cu premiile... Ai aflat ceva? Nu, dumneavoastră spuneați că... Ai dreptate, nu mă simt bine deloc azi. Te rog să mă ierți. Am de lucru. Să fiu lăsat în pace, să nu mă deranjeze nimeni. Singura soluție e să grăbesc cotitura muncă. Cu ce să încep? Nu se face să încep cotitura tot cu hârtii. Trebuie să întreprind ceva nou, deosebit. Cheia cotiturii este în legătură cu masele. Asta e. Așa spunea și fata aia. Ha! Visul ăsta o să mă scoată din minți. Mă iertați, mi-a spus șefa că sunteți ocupat, dar vreau să vă spun că am dat peste fata aceea. Care fată? Cea de ieri de la adunare care striga bravo. Ai brodit-o și dumneata, parcă de asta mi-arde mie acum. Vezi și e cu ea. Asta-i treaba ta. Eu mă duc să trag o raită prin birouri. Unde să mă duc mai întâi? O să merg la serviciu de inspecție. Voi face astfel dintr-o dată și legătura cu oamenii și legătura cu terenul. La ce etaj o fi serviciu de inspecție? Nici o indicație. La nimic nu se gândesc birocrații ăștia. Căutați pe cineva, tovarășe director? S-o întreb unde se găsește serviciul de inspecție. Cine știe ce mai iese și din asta. Bună ziua, tovarăși! Parcă au văzut pe dracu, așa s-au speriat. Bună ziua, tovarășe director! Bine ați venit la noi! După ce terminați rapoartele, vom ține o ședință împreună cu șefii de resoarte și vom analiza situația de pe teren. Bună ziua!
Bună ziua, tovarăș. Bună ziua, tovarăș. Vă salut, tovarășe director. Vă rog să nu întrerupeți lucru. Am venit în trecere să vă spun bună ziua. Ce mai face mama dumitale? S-a făcut bine? N-ai venit dumneata odată la mine în legătură cu niște medicamente pentru mama dumitale? Ce o să facă mama cu medicamente? A murit de mult. Eu venisem pentru chestia cu lemnele de foc. Mi s-au pierdut bonurile la administrativ. Acum mi-amintesc. Mi-aduc foarte bine aminte. Ei, și s-a rezolvat cu lemnele. S-a rezolvat. A trecut iarna. Pentru reluarea relațiilor cu masele e un prost început. Tovarășe director, aș vrea să vă arăt ceva. Vedeți, am comparat formularele noastre. Nu se deosebesc între ele decât printr-o rubrică. Ne-am putea rezuma numai la unul. Bine, bine, foarte interesant. Dar acum n-am timp. Altă dată am să te chem să-mi explici mai pe larg. Vă las să vă vedeți de treburi. Spor la lucru. Tovarășe director, sunt într-o situație delicată. Și asta? Premiul. Știți, în serviciul la noi toți salariații au restituit. Nu se face ca eu să... Refer la caserie. Ce sunt eu, curierul dumitale? A scăpia cu toții, să vede. Ne ajunge pe ziua de azi. Mai bine să-mi rezolv hârtiile care așteaptă. Șoferul dumneavoastră. Ce este? Mi-a scris fratele meu. Are gâste îngrășate. Dacă îngăduiți, m-aș repezi după amiază. Nu e departe. Și e mai ieftin direct de la producător. Nu-mi arde de gâște acum. Știți, m-am gândit, tovarășa dumneavoastră, piața... Asta e mașina statului. Pentru servici, nu pentru gâște. Să încetez odată cu abuzurile acestea. Să nu mai aud că mașina instituției este folosită pentru scopuri străine de serviciu. Ai înțeles? Am înțeles, cum să nu înțeleg. Dar parcă ce mare lucru în drum până la tunari. Totdeauna într-un ceas, un ceas jumătate, mă duceam și mă întorceam. S-a terminat, tovarăș. S-a terminat! Dacă spuneți dumneavoastră, da, e păcat de gâște, îngrășate. N-am nevoie de gâște. Am nevoie de ordine în instituții. Asta e. Atunci, vă rog să mă iertați. Mă duc la școală. La care școală? Ce să faci la școală? E aproape de un. Trebuie să-l iau pe tovărășelul Mișu. Dar ce, Mișu n-are picioare să fie pe ele acasă ca toți copii? E plăpând, tovarășe director. Nu e obișnuit. Se rătăcește, transpiră sau... Doamne, păzește, îl calcă vreo mașină. Oh. Ia, scutește-mă cu poveștile astea, dumneata strici. S-a făcut așa de mofturos că nu-i mai poate intra nimeni în voie. Ce, pe mine m-a dus tata la școală cu mașina? Umbla în vara de sculci, iarna cu ghetele sparte. Și nu mi s-a întâmplat nimic. Să fie așa cum spun eu. S-a terminat cu dusul și adusul lui Mișu. Ai înțeles? Am înțeles. Stai! Du-te azi și îl ia pe Mișu de la școală. V-am dosit ora, e în stare să aștepte cine știe cât. Și de mâine? De mâine? Du-l la școală, dar nu chiar până la poartă. Lasă-l așa, la vreo 100 de metri. Și la ieșire, l-aștepți tot acolo. E mai bine așa. Ce dracu ai fi având azi de mi se pare că toată lumea mă ia peste picior. De ce ești așa de cătrănit, nene, George? Am venit să mă sfătui. Ce ai pățit? Ți s-au anecat corăbile sau ți s-au uscat răsadurile de varză? De corăbii nu zic, dar cu răsadurile e bine. Am făcut cum ai învățat dumneata și țin. M-am uitat de dimineață la el. Cum ajung acasă, le sădesc. Păi atunci... Alta-i buba. Ce fel de viață o mai fi și asta, să trăiești mereu cu frica în suflet, așteptând din moment în moment să vină un șef peste tine, dar încă șeful cel mare. Cine știe ce o să mai născocească mâine? Te pomenești că iar o ia razna prin birouri. Dacă și-a pus în cap să cerceteze peste tot, adio liniște. Ce te supără pe dumneata dacă directorul umblă prin birouri?
Asta e datoria lui. Un director trebuie să le știe pe toate. Poate să-și bage nasul oriunde. Da, e director. Eu sunt o fire simțitoare. Nu sufăr să vină șefii peste mine la tot ceasul. Mi se pune un nod în gât. Cine știe ce nu le place și te ia la întrebări. Asta nu-i viață. Scrie undeva că dacă a venit odată o să vină în fiecare zi. Vezi, tocmai asta e, să trăiești mereu în nesiguranță. Ia-ți dumneata unele măsuri, că și eu mi-am luat. E gata materialul? La timp ca întotdeauna, precum ați ordonat. Ai pus și propuneri. Am pus. Am făcut un capitol special la sfârșit. Sunt și chestiuni tehnice și organizatorice de toate. Mulțumesc. Lasă-mă să-l studiez. Te chem eu mai târziu. Doamne, păzește, dar dumneata atâtea condii ții de unul singur, cum dovedești? Eu țin numai o condică, dar le-am scos și pe cele din anii trecuți ca să facă impresie. Fă și dumneata la fel. Nu pot. De ce? Că mi le-a luat cu proces verbal la arhivă când am luat în primire, nu mi-a lăsat decât una. Pune atunci niște dosare, niște hârtii, pune și ziare vechi, să fie ceva, să se vadă că lucrez. Ori n-ai nici hârtii. Am păcatele mele, cum să n-am? Atâtea s-au adunat în ultimele luni că nu privide să le trec în conică. Le-am înfundat în sertare când am auzit că umblă. Abia găsisem un loc mai tihnit. Ce să fac? Scoateți hârtiile din sertare și clădește-le frumos pe birou cum se cuvine. Să fie cât de multe, dar să stea în ordine. Și dacă mă întreabă dacă sunt la zi cu înregistrările? Spune că ești la zi, ce te costă? O să bată la ochi că sunt multe. Lasă să fie multe. Plânge-te că nu poți să răzbești singur. Spune că ar mai trebui un funcționar. Cu asta mergi la sigur. Șefului nostru îi place să fie mulți funcționari. De, ce să zic, ai altă pricepere. O să fac cum spui dumneata. Am trecut-te. Poate scap și de data asta. De. Ajez, dar am o chestiune urgentă. Păi, drumul. E fierbere mare, tovarășe director. Cer cu toții să facem adunare generală. Trebuie să informez raion. Ce grabă e să informez raion? Dar am hotărât să ne facem autocritică. O să ne facem și... informez pe urmă raion. Raionul trebuie să știe acum, nu se poate întârzia. Mă duc la raion. De la bun început am avut dreptate. Pentru... ce este? Tabelul cu salariații instituției. Ce să fac cu el? Nu știu, mi-ați spus să-l cer de la cadre. Ah, da. Lasă-l aici și cheamă, te rog, pe șeful secretariatului. Am studiat materialul. E documentat, viu, interesant, tonul e just, sincer, dar nivelul nu e îndeajuns de ridicat. Într-o astfel de împrejurare, problemele nu pot fi puse numai pe latul la practic. Trebuie scos în evidență și aspectul teoretic. Tovarășe director, dacă e nevoie, se face. Doar știți că niciodată nu împruți eforturile pentru a fi folositor instituției și dumneavoastră. Să te mai concentrezi puțin asupra lui. Trebuie să introduse și câteva citate bine alese. Apoi despre problema legăturii cu masele. Ceva mai larg și mai tare. Să n-aveți nicio grijă. Am să pun tare de tot. Așa. Apucă-te imediat de lucru. Nu mai veni la birou și lucrează până îl pui complet la punct. Și încă ceva. Spuneți, vă rog. Mai multă atenție la stil. În unele locuri nu-mi recunosc stilul. Parcă nici n-ar fi al meu. Am să-mi dau toată osteneala. Atunci spor la muncă și... așa. Bun băiat, a crescut frumos de când lucrează cu mine. În general, oamenii cu care lucrez mai de aproape îmi sunt foarte atașați. Vino mai aproape și dumneata, ce ai rămas acolo? Mai aproape, mai aproape. Vezi, toată frământarea din asta se trage. M-am îndepărtat de oamenii simpli. Trebuie să refac legătura cu ei. Am să procedez cu totul altfel. Planificat. În fiecare zi am să chem câte doi, trei să stau de vorbă cu ei între patru ochi. Să-i cunosc, să mă cunoască și ei pe mine. Asta e cu totul altceva decât să dai buzna prin birouri. Cu cine să încep? Unul. 2, 3. Ajung 2. Mâine dimineață să-i chem la mine pe aceștia 2. La 9 și jumătate și la 10. Dar fix. Și comunică să iasă mașina. Adică, știi ce?
Ce-ar fi să mă duc acasă cu autobuzul? Nu e prea plăcut. N-am mai mers cu autobuzul cine știe de când. Când călătorești de 2-3 ori pe zi cu tot felul de oameni, afli o mulțime de lucruri. E ca și cum ai asculta respirația maselor. Cum? Maselor. Respirația? Ce te pricep, dumneata? Bă, ăștia se îngrămădesc la autobuz. Mai bine mă întorc să iau mașina. N-are rost. O să creadă oamenii că m-am zăpăcit. Voi merge pe jos. E cam departe, dar pe jos e chiar mai plăcut. Se cheamă că mergi tot printre oameni. Puțin obositor, dar e foarte plăcut. Oamenii au figuri simpatice. Nu mai am obișnuința. Va trebui să-mi pun în program o oră mers zilnic. Pentru început, să zicem, săptămânal. Poftim! Acum vii pe jos! Ce sunt purtările astea ciudate? Uite în ce hal te aduc și cu bietul Mișu ce cu băiatul? Iar cu gâstele nu înțeleg nimic! Auzi, dumneata, să mă lase... Vezi, Adelaide, eu am ceva pe suflet, trebuie să-ți spun. Spune! Nu mai stropi de sus, că se rup tulpinițele. Bine, bine, am grijă. Asta ai vrut să-mi spui? Nu, frate. Ia stai, unde am rămas? Cu directorul, ziceai că umblă. Așa e, ai dreptate. Mă simt foarte vinovat. Dar ce-ai matat cu el? Cu cine? Cu cine? Cu directorul. Dar eu nu vorbesc de director, eu vorbesc de premiu. Care premiu, că nu mai înțeleg nimic? Premiu de mi l-a dat el la adunarea festivă. Dar ce ispravă ai făcut mata ca să-ți dea premiu? Dar slavă domnule, nu mai e școlar. La slujbă mi l-a dat pentru lucrări, punctualitate, mai știu eu ce. 47 de lei, 43 bani. Mare minunății. Și unde sunt bani? Bani? Bani ca bani, dar le s-au dus. Ionescu la un pahar de vin. Halal premian, ce să zic. M-a luat repede și m-a lăsat. Și duminică vine la noi la masă. Ionescu? Nu, frate. Directorul? Bate-te pe sigură. Atunci cine? Nene Costică, frate, de câte ori să-ți spun? Lasă că nici dracu nu e așa de negru cum îl zugrăvește lumea. N-o fi. Dar ce l-a găsit pe director să vie la tine în birou? Dar n-a venit în Caldăiță. Scrie undeva că trebuie să vii. Păi dacă s-a pornit să umble, vine. Ce te supără dacă directorul umblă prin birouri? Asta e datoria lui. Un director trebuie să le știe pe toate. Să-și bage nasul oriunde, că de-aia e director. Eu nu zic că mă supără, dar mă zgândără. Hei, Condica! Tovarășe Ciubuc, a telefonat șefa de cabinet de la direcție. La 9:30 punct să vă prezentați la tovarășul director. Cum? Pentru ce? Așa a zis, la 9:30. Opt și jumătate, mai am un ceas. Un ceas să mă perperez ca peștele pe uscat. Mai îmi vine să mă apuc de ceva, parcă. Ce să fac? Tot la Ionescu trebuie să mă duc. Ionescule, pe crucea mea, dacă mi s-ar fi arătat astă noapte cu vioasa Paraschiva și-ar fi început așa. Drept credinciosule Gheorghe, ia seama, grijește-te de păcate, că necuratul umblă să te piardă. Și apoi mi-ar fi povestit cu deamănuntul ce avea să mă aștepte la birou,
așa cum mă știu eu, cu frica în Dumnezeu, poate tot n-aș fi crezut. Nenei, George, rezumă-te. Mă rezum la maximum. Aș fi fost are, adică spun, să pun la îndoială în cunoștințarea Sfintei. Și eu nu sunt omul care să ia în deșert povițele Sfinților, mai ales ale cuvioasei Paraschiva, care e patroana casei noastre. Vino la chestiune, frate! Viu, am ajuns, iată. Cuvioasa Paraschiva nu mi s-a arătat. N-am avut bătaie de ochi sau tremuri de geană, nici vreun alt semn. Ei, și? Directorul m-a chemat la 9:30, la el. Liniștește-te, nene George, nu lua lucrurile așa de tragic. Ce să mă liniștesc, Ionescule? De mâine trebuie să-mi caut altă slujbă. Dar ce nevoie era să mă cheme directorul la el pentru treaba asta? Într-un caz ca acesta, te cheamă cineva de la cadre, îți pune la repezeală câteva lucruri neplăcute și te duci dus. Să mă scoată din slujbă dacă e ordin și trebuie. Dar de ce să mă fiarbă așa? Nu te pierde cu fire. Șefilor ăștia mari le vine câteodată să stea de vorbă cu slujbașii cei mici așa, ca să se sfătuie. Să pipăi care va să zică pulsul oamenilor. Dacă nu o fie așa, se cheamă că au rămas repetent la școala vieții. Doamne, iartă-mă, pentru așa ceva să strice liniștea și să te facă neom, ce mă pricep eu în treburile lui? Să se descurce singur, că de-aia e director, nu? De rău să nu fie. De rău nu poate fi. De rău nu poate. Tovarășii Ciubuc, eu, v-a să zic că te pricep și la mobilă, la tapiserie. Cum? Păi da, bărbatul de-al doilea al răposatei dumitale soacre a fost tapițer și a vrut să te ia la parte. A vrut. E bine că te pricepi. Na. Toate le află ăștia de la cadre. N-am ce vă face. Ați venit prea devreme. Nu se poate să mă ia mai devreme. Sunteți grăbit? Cu cât e mai repede, cu atât e mai bine. Cred și eu. Crezi și dumneata? Alo? Îmi îngăduiți? Da? Nu se poate. Tovarășul director e foarte ocupat. Dar nu pot să vă fac legătura, e într-o ședință. Dacă e foarte urgent, lăsați numărul. O să vă cheme tovarășul director când va avea timp. Cum doriți. Nu mai insistați, tovarășe, v-am spus odată. Mie nu mi-a spus nimic, eu sunt altul. Atunci vă spun și dumneavoastră. Veniți mâine. Vedeți că sunt din provincii, trebuie să plec diseară și... Nu trebuia să veniți să chemați. Degeaba așteptați, tovarășe. Am o chestiune foarte importantă. Se poate. Și tovarășul director nu mai chestiuni importante are. Nu pot să-l deranjez. Dar am fost amânată de atâtea ori. Mergeți la serviciul de resort. Zice că nu poate fără aprobarea directorului. Dacă zice, înseamnă că așa e. Atunci ce să fac? Lăsați hârtia la registratură. Dacă nu se repartizează la serviciul de resort, serviciul de resort înaintează cu referat, pe urmă tovarășul director o rezolvă. Primiți răspuns dacă e cazul. Alo? Alo? Reveniți mâine dimineață. Nu, nu. Nu se poate. E ocupat toată ziua. Nu, tovarășul director n-a rezolvat-o încă. N-a avut timp. Beata fată. Câtă bătaie de cap să-i facă să înțeleagă că tovarășul director e foarte ocupat. Am să-i comunic. Bate câmpii, Ionescu. Ce fel de bine să mă aștept. N-are timp director să vorbească la telefon. Nu poate primi oamenii din provincie și mă cheamă pe mine? Trebuie să fie lată de tot. A uitat de mine azi. Poate uită și mâine, uită și poi mâine, pe urmă uită de tot. Eu zic să plec. Nu e chiar de să... Tovarășe Ciubuc. Acolo. Eu, cu îngăduința dumneavoastră,
Ciubuc de la administrativ, Gheorghe. Vino mai aproape, ce ai rămas pilonit în ușă? Ce vrei? Nimic, păcatele mele, ce să vă păreau? Dacă nu vrei nimic, ce cauți aici? Ai dreptate, eu te-am chemat, uitasem. Am atâtea pe cap. Apropii-te. Hai, ce te sfiești așa? Așa, stai jos. Aici, în fotoliu. Așează-te bine, comod. Așează-te ca lumea. Ce zici, e bine la noi? Bine, ce să zic? Îți place? Îmi place. Ți-a plăcut de la început? La început, drept să-ți spun, mi-era cam teamă. Și acum? Acum mi-a mai trecut. Pii, fotoliul ăsta... Ai ceva observații de făcut? Adică cum observați? Dacă ceva nu e în regulă, direcția vrea să știe, de asta te-am chemat. Vreau să cunosc și părerea dumitale. Directorul m-a chemat să probez fotoliile, asta e. Cu îngăduința dumneavoastră să-mi dați voie să... Mă rog, cum vrei, dar dacă crezi că ceva nu e bine, spune deschis. După cât mă pricep eu, e așa cum trebuie. Poate ai de făcut vreo observație cu privire la situația din celelalte servicii. Serviciul meu nu-mi îngăduie... Ce lucrezi, dumneata? Acum îmi zice referent tehnic, dar eu se cheamă că tot arhivar am rămas. Țin arhiva administrativului. În cazul acesta, nu se poate să nu cunoști care e situația pe la o seamă de servicii cu care are de-a face administrativul. Mai mult cu registratura și contabilitatea. Cu caseria, aprovizionarea și planificarea, mai puțin. Așa. Și cum e pe acolo? Care e situația? Este... nu e rea. Nu e rea? Dar cum e? E bună? Nici prea bună, nu se poate spune că e. Atunci spune deschis. Cum e? Să vă spun drept, fără ocolișuri. Scârție. Scârție? Asta e. Scârție tare? Nu prea tare. Dacă nu ești mai simțitor, nu te supără. Te rog să nu dai înapoi. Spune sincer, care e situația? Să vedeți... Nu vreau să văd nimic. Dacă scârți eu ca director, trebuie să știu. Iar dumneata ca salariat al instituției trebuie să spui. Dar eu... Nu vreau să știu nimic. Nu e tovărășește să dai înapoi și să șovăi. Trebuie să mă ajuți. Ei, ce-ai rămas așa? Vorbește deschis, fii sincer. Unde scârție mai tare? Mai tare scârție la contabilitate. Acolo șeful să leagă pe scaun. Asta face tot timp. Așa? Și după el să iau toți. Și ține te scârțit. Aha. Până a pus să iei o viză, îți țiui urechile. Mă doare în suflet, dar nu pot să ascund adevărul. Așa și trebuie, tovarăș. Mă bucur să constat la dumneata, funcționar vechi, o pildă de devotament față de instituții. Și în celelalte părți unde cunoști, cum e? Nu se compară, nu e o problemă. Sincer vorbind? Absolut sincer. Nu încerci să acoperi nimic. Ce să acopăr? Dacă s-a pornit ție, scârții oricât o ai acoperi. Și supără, mai ales dacă e simțitor. Când scârție, trebuie strânse șurupurile. Ăsta e singurul leac. Ai dreptate.
Trebuie să fim intransigenți cu lixurile. Trebuie strânse bine șurupurile. Ăsta e singurul leac, cum spui dumneata. Îmi place că spui lucrurile lor pe nume. Nu ca alții care le încurcă de nu mai înțelegi nimic. Da. Nu se poate, tovarăș. Cereți în 37. Dacă v-a chemat, trebuie să aștept. Doar muncă, arătându-mi în descârție. Iată ce înseamnă să stai de vorbă cu oamenii simpli. Așa, de la om la om. Am simțit eu de mult că la contabilitate scârție ceva. Am să fac așa cum cere unii oamenilor de jos. Am să le strâng șurupul tovarășilor de la contabilitate până le ieși birocrația pe nas. Au să le țiuie oamenilor urechile până capătă o viză. Să se facă adunare generală, dacă nu se poate altă. Am să-mi recunosc lixurile, natural, fără asta nu se poate, dar am să le arăt că știu să demasc pe adevărații birocrați care s-au încuibat în instituție și care nu fac altceva decât să se lege pe scaune. Sunt pe calea cea bună. Legătura cu masele se restabilește. Vă mai așteaptă un prilej de legătura cu masele. Unde? În anticameră. Ați mai chemat doar pe cineva. Tovarășa Maria Popescu. Așa, da. A venit? Cam de multișor. Zicea chiar că dacă n-aveți timp, s-ar duce să-și vadă de treabă. Cine a spus că n-am? Pentru asta am. Spune-i să intre. Intrați la tovarășul director. Intră, tovarășe, nu te sfii. De ce să mă sfie? Ce cauți dumneata aici? Mi s-a spus că m-ați chemat. Eu? Da, dumneata ești Maria Popescu. Eu sunt. Mă bucur foarte mult că m-ați chemat. Eu mă bucur și eu. Am atâtea să vă spun. De ce n-ai venit? Că sunt toată vremea aici. Am venit eu. Dar nu e așa ușor să intre cineva la dumneavoastră. La mine? Nu există. Eu sunt totdeauna gata să stau de vorbă cu oamenii din instituții. Pentru mine ăsta e lucru foarte important. O fi, dar șefa nu știe. Cum adică? Toată ziua oră că e la telefon și se rățuie la oameni. Tovarășul director e ocupat. Tovarășul director e foarte ocupat. Veniți mâine. Da, am fost cam ocupat în ultimul timp. Nu e vorba de ultimul timp. Așa e întotdeauna. Și sunt atâtea probleme. Intră. Și de data asta ai avut dreptate, Ionescule. Ciudați oameni sunt șefii. Dacă li s-a abate, uite, își găsesc timp să stea de povești cu unul ca mine și să se intereseze de situația scaunilor din birou. Hazul ar fi să mă aleg și cu o avansare. Cum să nu se rezolve? Sunt destui care se împacă cu situația asta. Eu însă nu. Aha! E o chestiune personală. Păi cum? Eu sunt textilistă. Am fost scoasă din producție și trimeasă la școala de 3 luni. Știți ce fac acum aici? Tai bonuri de masă la cantină. Dacă rămâneam în fabrică... Desigur, ajungeai fruntaș în producție și câștigul dumitale ar fi fost mai mare. Nu e vorba de asta. Eu mă mulțumesc cu puțin, dar să știu că fac o treabă folositoare. Să ții socoteala la cantină, asta nu-i folositor? E folositor, dar pentru asta nu era nevoie de o muncitoare calificată. Să-și facă fiecare muncă acolo unde trebuie și o să meargă treaba bine. Dumneavoastră nici nu știți ce se petrece în instituție. Eu? Dumneavoastră, se spune chiar. Se spune. Vă țineți numai de bârfeli. Nu bârfim, ne doare. Am fost și la birou organizației de bază și am ridicat problema. Să se facă adunare. Să vină oamenii simpli și cinstiți din instituție și să-și spună părerea. Lasă că știu eu ce gândesc oamenii simpli și cinstiți din instituție. Și acum spune pentru ce vroiai să vii la mine, că e târziu. Eu am spus ce aveam de spus. Dar dumneavoastră, că doar m-ați chemat. Nu mai e cazul, m-am lămurit. Pune, te rog, să-mi fac o cafea mare și cheamă pe șeful cadrelor. N-am mai rezolvat o hârtie și ne știe de când. E cazul să mă pun serios pe treabă. M-am gândit, sunt la noi oameni foarte valoroși. De pildă la cantină, este o tovarășe, una Maria Popescu. O știi? Da, fata cu pricina de la adunare. Ce a fost, a fost, dar e muncitoare textilistă, capabilă în producție. Ar fi ajuns desigur fruntaș.
E păcat să lipsim producția de astfel de elemente. Mai ales în ramura textilă, unde sunt sarcini atât de grele acum. Te-aș ruga să te interesezi. Dacă o cer, aprobăm transferul. Nu mai să deschidem gura. Atunci deschide-o, dar cu discreție. Să nu le vie și la alții să plece. Știu cum să procedez, n-aveți grijă. Dar pe un referent tehnic de la administrativul, nu? Ciubuc Gheorghe, îl cunoști? Îl cunosc. Funcționat de tip vechi, cam limitat. Limitat? Te înșel. Este un om modest, simplu, dar cu vedere largi. Privește chestiunile cu seriozitate și adânc. Am aflat de la el lucruri interesante. Mă mir. Ce superficial privești oamenii, de câte ori ți-am spus? Vezi dacă nu există vreo posibilitate să ridicăm cu o clasă sau chiar două. Merită. Vezi și de Tănase Florescu, dacă am plinit anii de pensie. Nici ministrul n-are dreptul să procedeze așa. Control să fie, că da, există control de stat ca să controlez. Dar să nu-i se slăbească autoritatea. Ministrul trebuia să mă cheme și să mă pui la curent. Ar fi fost cu totul altceva dacă aș fi știut mai dinainte că va veni o comisie. Desigur. Am să cer chiar acum ministrului să mă primească. N-are niciun rost. Mai bine fac un memoriu. M-a ajuns dumneata. Da. E de rău, nene, jos. E de rău. Ce năpas să te-a lovit Ionescule, așează-te. E foc, nene. Să-ți adă puțină apă. N-am nevoie de apă, e foc. Păi focul cu apă se stinge. Focul ăsta, nene, jos, nu știu cu ce o să-l stinge. Care-i focul ăla să nu se lasă stins cu apă? Era asta cum să mai faci glume? Ori crezi că dumitale o să-ți fie moale? Adică cum să nu-mi fie moale? O să vezi că te-o chema comisia la întrebări. Care comisie? Păi n-ai, dar nu știi că a venit o comisie? Nu știu, parcă ce trebuie să mă întrebi pe mine? A venit o comisie de anchetă. De anchetă. Și de ce a venit? Doamne, parcă trăiești pe altă lume. S-a dus vestea până sus că scârție ceva la noi, de asta a venit. Ia uite directorul nostru ce hai face cu scaunele. În loc să le dea la tâmplar, cheamă o comisie de anchetă. L-a văzut Sfântul pe șeful de la administrativ. Crezi că numai el o să intre la apă? Să intre la apă cei care se leagă pe scaun. Eu n-am de ce să mă tem. Parcă vorbim două limbi deosebite, nene jos, doamne, iartă-mă. Dumneata, ce-ți închipui? Ce fel de comisie crezi că a venit? Cum spusești că de la dumneata am aflat? De anchetă pentru scaune. Pentru care scaune? Scaunele care scârții, la contabilitate, saiurea și la dumneata scârții, câte legi. Păi nu de scaune e vorba. E vorba de noi toți, de instituția noastră. A venit o comisie de la controlul de stat, de la direcția treburilor și nu mai știu de unde. Anchetează de sus până jos, umblă din birou în birou și întreabă. Ce întreabă? Dar ce nu întreabă? De toate vrea să știe. Și ce faci, și ce nu faci, și cum faci, și de ce așa faci și nu altfel faci. Și te pune să le arăți cum faci, când faci, și își bagă nasul prin toate ca să vadă dacă înainte tot așa făceai. Și vrea să știe și la ce servește. Toate vrea să le știe. Și după ce te-a întrebat de ți-a scos sufletul, vrea să știe și ce părere ai. Despre anchetă? Nu, că asta pricepi e singur. Despre toate, în general, despre instituție, despre munca ta, e lată rău. Păi așa m-a întrebat și directorul și m-a ridicat pe urmă la 8-a. Păi tot aia e. Du-te de trage cu urechea pe la direcție să auzi ce se petrece de când a venit comisia. Numai uși trântite și zbârnieli de telefoane. Oare? Să-i auzi pe al de Tănase Florescu, al de Ilie Nicolau, Maria Popescu și alții cum ridică glasul. N-are parte omul de un pic de liniște și de o bucurie în viață. Când îmi ziceam că am dat peste niște oameni, mai de Doamne ajută, poftim, comisie. V-a căutat de la bancă. A telefonat și de la planificare în legătură cu unele formulare. A telefonat și de la cabinetul tovarășului ministru. Ce vroia? La 12 la tovarășul ministru personal. La 12. Am timp să mă revăd memorie. Probabil comisia și-a depus raportul. Cel puțin acum o să mă descarc. Concluziile. Lipsesc concluziile. Am să le scriu acum. Lasă-mă singur, te rog.
zile. E vreo mașină pe aici? Dar unde dracu sunt mașinile? Dar telefonează la garaj, dar fă ceva, nu sta așa. Ce este, ce este? Sigur că da. Tot sunt asta când e vorba de premii și ore suplimentare. Dar când ai nevoie, nu găsești pe nimeni. Eu mă îndesc, Doamne ferește, dar ce s-a întâmplat? Concluziile. Tovarășul director a plecat la minister și a uitat concluziile. A uitat concluziile? A uitat concluziile. A uitat? Adică cum concluziile? Concluziile la memoriu și nu mai întreba atâta. Ia-le și du-le, alergă. Alerg. Ce facem cu concluziile? Ce mai fi și asta? Ehe, și directorul nostru s-a dus. DGD este o instituție unde... Tovarăș, vreau să vorbesc cu nenea George, ăsta, cu tovarășul Ciubuc. Ciubuc? Da. Dar pe el cum îl cheamă? Păi, tot așa. A, și aici, la noi? Da, e nou venit. A fost transferat de la DRGBP. Nou? Transferat de la... De acolo. N-o fi unul mic. Nu e chiar așa mic, e cât mine. Atunci ăla e. Stai că se rezolvă. Tovarășe Marinache! Bine că am putut să fac timp să mă repet până aici. Mulțumesc, Ionescu, le mulțumesc. Hai pentru ce și acum la revedere, am șters-o. Mai stai, frate, n-ai idee ce plăcere îmi face să te privesc. Parcă văd firma DRGBP-ului cu intrarea funcționarilor. Oh, uite, așa îmi face. Te înțeleg, e greu. Mare necas. Când îți spuneam eu că e luată rău cu comisia și că o să intrăm cu toții la apă, ziceai că n-ai de ce să te temi. Am fost avansat? Putea să-mi treacă prin cap să mai fiu transferat și încă cum la a șasea? Dumneata, cel puțin ai scăpat cu fața curată, cu mine a fost mai grav, gata să iasă cu preaviz și acum saltare fugă. Nu, ce atâta grabă, omule, mai așteaptă niță, că n-o fi foc. Ba este, că nu mai merge cum a mers, dacă mă absentez prea mult e de rău. Stai, nene, directorul, de director mai știi ceva? Se pare că a fost dat la un depozit șef magazioner, așa spunea cineva. Nici lui nu i-a fost moale, vorba dumitale. Da, nici lui și nici altora, că a mai pățit-o și alții. Păcat de ele. De care ele? Fotoliile alea. Dacă ești bun, tovarăș, aș vrea să... Da. Dumneata? Tovarășul director. Nu mai e cazul. Vă să zică și dumneavoastră aici ce întâmplare. Dar stați jos, vă rog. E, ce ziceți, vă place aici? Îmi place, ce să zic. V-a plăcut de la început? La început a fost cam greu. Acum? Mi-a mai trecut. Uite ce... Da. Dar despre ce părere aveți? Ne, a cam scârțit? A cam. Da. Sigur, dacă a scârțit, trebuiau... Strânse șuruburile. Ăsta e. Singurul leac, cum spuneai. Nu? Da. Dar cum ați uitat concluziile?
dacă nu uitați concluziile? Vedeți? Nu uitați concluziile. Dacă nu uitați concluziile... Nu mai alergam atât. Na, nici ăsta n-a înțeles nimic.